Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune electorală. Invitatul meu de astăzi este viceprimarul făgărașului, domnul Cosmin Știrbu, care candidează la funcția de primar al făgărașului din partea formației Aur. Bine ați revenit în emisiunea noastră, domnule Știrbu. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru o nouă apariție în cadrul emisiunii noastre. Astăzi aș dori să vă prezint o parte din programul pe care eu și colegii mei din, din Partidul Alianța pentru Unirea Românilor l-am gândit și dorim să-l implementăm, să implementăm în următorul mandat. Da, vă rog. Data trecută am vorbit despre motivul pe care noi l-am gândit la nivel local, și anume să punem făgărașul mișcare. Da. Am reamintit faptul că uh, părinții noștri, bunicii noștri, uh, de unde mi-a venit ideea de, uh, pentru acest moto. Părinții noștri, bunicii noștri au lucrat în marile fabrici care existau în Făgăraș înainte de anul 1989. Aceștia sau majoritatea făceau naveta de la uh, locuința personală până la locul de muncă cu bicicleta. Da, știu, Mie mi-a rămas în cap imaginea aceea când Făgărașul era... Um, ocupat, să spun Sau tra Transitat de foarte mulți oameni pe biciclete da. De aici mi-a venit ideea uh, A motorului să punem în și mișcare Și noi am dorit să o dezvoltăm la, Și să o actualizăm Cu anul 2024 Să punem și mișcare În mai multe domenii Mediu, antreprenariat, locuri de muncă, educație, familie, sănătate Toate criteriile necesare pentru dezvoltarea și bunăstarea unui om În un oraș și mai ales în un, într-un municipiu Noi ne-am gândit așa Făgărășenii De-a lungul mandatului pe care îl dețin de viceprimar Am descoperit o serie de mi neajunsuri, ajuns un nemulțumiri da. să spun pe care cetățenii le au semnalat o situație deosebită sau o situație mai mult vizată este aceea a taxei Salco. Mai mulți fărăcărășeni au semnalat faptul că taxa Salco este destul de mare. Noi ne-am gândit... Și propunem scăderea taxelor la salubritate prin implementarea unor proiecte de colectare selectivă. Implicarea fiecărui cetățean va aduce, va aduce la reducerea semnificativă a taxei de, de salubritate. Am înțeles că dumneavoastră, ca viceprimar, vă și ocupați de salubritate. M-am și ocupat de o salubritate, în mare parte, ca să înțeleagă lumea. Ce face un viceprimar? În momentul când ai obținut funcția de viceprimar, în momentul când ai fost ales de colegii tăi din Consiliu pentru a reprezenta făgărașul ca și viceprimar, primarul în fișa postului îți deleagă niște atribuții. Acestea pot fi mai multe sau mai puține. Da. Trebuie să fie un număr de atribuții corect de care să te și poți ocupa. Da. Printre care am avut și ADP-ul, domeniului public și aici ADP-ul lucrează cu salcu, am avut și partea de salubritate în subordine. Da. Eu spun că o un, îmbunătățire un, un s-a văzut. Chiar dacă lucrurile nu merg perfect de fiecare dată, totdeauna este loc de mai bine. Avem niște idei, și vrem să venim cu un. un să implementăm un proiect pentru colectarea selectivă. Vrem să implementăm niște proiecte pentru întinerirea parcului auto. Pentru că o mare parte din probleme apare și acolo, da. în parcul auto. Fiind cheltuieli foarte mari, cheltuiele foarte mari se strâng și ele în, într-o proporție destul de semnificativă asupra taxei pe care o plătim noi către, da. către um, SALCOM. Alt proiect care... Ce ne mai propunem noi? Um, Alianța pentru Unirea Românilor propune măsuri fiscale care ajută în mod direct antreprenoriatul făgărășan și anume ne dorim să scădem coeficientul de impozitare la clădirile nerezidențiale pentru persoane juridice. Acest lucru ne-a fost semnalat de mai, multe, de mai mulți reprezentanți ai firmelor și dorim să implementăm acest proiect și să încercăm să scădem coeficientul de, de impozitare al clădirilor nerezidențiale. Aici vă trebuie o alianță în Consiliu ca să puteți... 100% Uh, uh, știți cum, dacă sunt ideile bune și proiectele bune, cu siguranță vom găsi alianța. Da. Eu sunt de părere că lucrurile bune, uh, unde se întâmplă lucruri bune, se adună mai multă lume. Da. Unde nu se întâmplă lucruri bune, nu se adună mai multă lume. Uh, același uh, lucru pe care probabil și ceilalți contracandidați sau ceilalți pretenenți la fotul de primar, îl spun locuri de muncă pentru făgărași. Uh, AUR propune fonduri nereamusabile și credite ieftine garantate de stat pentru construirea unor fabrici noi care să garanteze locuri de muncă și un mediu economic mai atractiv pentru făgărașeni. Este, este o idee generală pe care noi vrem să o implementăm și în interiorul municipiului Făgăraș. Uh, trebuie să facilităm crearea de fabrici. Trebuie să le creăm cadrul legal și trebuie să le creăm un mediu propice Uh, vă dau un exemplu. Dacă o fabrică își dorește să vină, noi avem două uh, zone unde în momentul de față se desfășoară uh, activități economice uh, mari, să spun, nu uh, mici. Avem pe varianta oculitoare zona franceză, așa, cum spune? franceză da. și avem mai nou de câțiva ani pe șoseaua Hurezului. Da. Acolo trebuie să luptăm și să facilităm crearea de fabrici. În momentul în care vine un dezvoltator sau o fabrică mai mare, să putem să-i creăm cadrul legal pentru că aceștia să își desfășoare activitatea și să creeze noi locuri de muncă. Ne mai dorim de asemenea un capitol foarte sensibil este acela al educației. Cu toții știm că educația Aveam cele vorbă cei șapte ani de acasă, dar educația, bazele educației se pun din momentul în care mergem la creșă, la grădiniță, școală, liceu și facultate. ideal ideal facultate. Înainte, înainte mai era și chestiunea de cămin pentru cine a prins-o. Își lăsau părinții, părinții da. având unde să muncească, nu puteau să se îngrijească de educația copilului și aceștia erau duși la cămin în momentul de față este doar o creșă în Făgăraș. Din punctul meu de vedere este obligatoriu, necesar să creăm minim încă o creșă, dacă nu două, în funcție de buget, de posibilități, de ramurile de implementare. Deci, au propune construirea unei creșe noi, iar grădinițele din municipiul Făgăra să fie modernizate pentru creșterea gradului de educație și pentru siguranța copiilor. Uh, educația trebuie și uh, educația și preocuparea pentru educarea copilor trebuie să fie o, o, un criteriu de bază. Pentru că, în momentul în care noi avem um, creat un sistem în care copilul este educat, există șansa ca acesta, după 18 ani, să nu mai părăsească orașul. Una dintre problemele pe care le-am avut noi în municipiul Făgăraș este că um, înainte de anii 2000, ați văzut, majoritatea părinților au plecat dincolo să muncească, să trimită un ban. Acolo s-a produs o ruptură, am mai adus în atenție acest lucru. Părinții au rămas cu bunicii. S-a creat acea ruptură între mamă, tată, copil. Este o legătură sfântă, sacră. Cei din Partidul Alianța pentru Unia Românilor țin foarte mult la această latură a familiei. Și eu țin foarte mult la această latura familiei. Legătura între părinte, copil, mamă, tată, trebuie să fie sfântă. De la început până la sfârșitul nostru. Da. Dacă noi nu educăm copiii ca să trăiască armonios în familie, aceștia vor crede că este o normalitate să părăsească părinții. Știm cu toții că la un moment dat, când îți creezi drumul tău, când este un, un, un copil devine adult se maturizează, el o să plece pe drumul lui. Dar vrea independență. Vrea independență. Dar trebuie să păstreze legătura strânsă între uh, familie. Familia este importantă pentru noi, ca și români, am fost educați și îmi doresc să cred că vom fi educați să trăim în familie. Bun. Uh, reamintesc construcția unei noi creșe. Uh, chiar pe programul nostru de um, electoral avem următorul capitol familie. Noi ne dorim cât mai mult timp petrecut împreună. AUR propune organizarea de evenimente social-culturale, crearea unor spații verzi pentru desfășurarea evenimentelor sau pentru a petrece timp de calitate alături de cei dragi. Aici intervine timpul petrecut cu cei mici. Un parc, când aceștia sunt în primii ani de viață, 2, 3, 4 ani când merg la grădiniță. Dar aici trebuie să nu uităm de o categorie de oameni uh, la care noi vrem să ne să, pe care noi vrem să i reamintim și anume pensionarii. Vrem să creăm un o zonă unde aceștia își pot petrece timpul cum își petreceau timpul odată, jucând table, jucând șah, jucând popice, cum erau popice. pentru da. că și cei tineri, și cei mai uh, în vârstă fac parte din familia noastră. Noi milităm pentru uh, a petrece cât mai mult timp însă familiei. familie. Uh, un alt subiect de care aș vrea să reamintesc: uh, uh, sănătate, spitale moderne și curate. Aur propune un program național pentru renovarea spitalelor și pentru folosirea lor într-un mediu cât mai curat și primitor. Într-adevăr, la Făgăra s-au făcut progrese în ceea ce în ceea ce spitală, vizează da, spitalul, spitalul, da, spitalul da sunt progrese. Da. Acum se lucrează și pe latura cealaltă la maternitate, sunt, dar tot timpul este loc de mai bine. Ce nu s-a modernizat? Noi putem veni cu pro programe, proiecte pentru a îmbunătăți această această um, ramură. Este foarte important, sunt principiile de bază pentru a uh, trăi liniștit și uh, relaxat într-o societate. Toți știm: locuri de muncă, educație, familie și mediu. În uh, programul dumneavoastră este foarte generos, așa, și va trebui foarte multă muncă ca să îl puteți uh, pune în aplicare. În uh, Bănuiesc că din moment ce v-ați înscris în curs în cursa aceasta pentru primăria Făgăraș. Chiar doriți să ajungeți primar. Credeți că aveți forța uh, aur să luați primăria Făgăraș să câștigați primăria Făgăraș. Da eu sunt sigur că uh, avem forța necesară pentru a câștiga primăria Făgăraș. Da, sunt sigur că este foarte mult de muncă, dar sunt sigur și că cei din echipa mea, cu care vom intra în Consiliul Local, au aceeași dăruire ca și mine. Noi nu am venit doar să participăm. Noi chiar vrem să punem umărul la dezvoltarea orașului. Suntem o, o listă de consilieri tineri, cu toți avem copii. Toți ne dorim și realizăm același lucru: copiii să trăiască într-un mediu cât mai curat într-un mediu cât mai primitor și într-un mediu cât mai educat. Asta ne dorim. Să nu plece copiii de lângă noi, să ne iubească și să ne aprecieze. Peste 10-15 ani să spună, măi tată, mă bucur că ai reușit să faci, uite, parcul ăla, mă bucur că ai reușit să-l ții pe bunicul să stea lângă noi, mă bucur că fratele meu are un loc de muncă ca și inginer, ca și medic, ca și profesor. Asta ne dorim. uniune, relaxare, calmitate. Și să nu, ream și, nu, nu în ultimul rând vreau să reamintesc că noi ne dorim să intrăm în Consiliul Local pentru a instala o stare de calm, de relaxare, de normalitate. Asta am spus și o să spun de fiecare dată când am ocazia, noi ne dorim să fie calm. În momentul când este calm în Consiliul Local, lucrurile se pot dezvolta și pot merge într-o direcție pozitivă. Dacă nu este calm și apar contre, lucrurile degenerează. Și noi nu ne dorim asta. Suntem un Partid care militează pentru calm, pentru familie, pentru credință, pentru Uniune. Un mesaj pe care doriți să-l transmiteți alegătorilor? Da. Îmi doresc să le transmit celor din făgărășenilor să aibă încredere să ne voteze, să aibă încredere că noi vom, sta tot ce ne, noi vom încerca să facem tot ce ne stă în putință pentru a realiza cât mai multe obiective din cele propuse. Votați aur pe data de 9 iunie și aveți încredere că noi vom muta doar pentru interesele românilor și pentru interesele făgărășenilor. Domnule Știrbu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes în alegeri. Mulțumesc, sper să ne mai revedem o zi plăcută. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.